știu dacă vă dați seama că sunt eu sau Horia Brenciu. Ina. O să vă dau eu trei indicii. Așa. În legătură cu un secret mare de-al meu. Un secret mare, mare? Mare! Nu e atât de mare. Nu vă agitați. Asta decidem noi după ce-l ghicim. Băieți, fiți exact. Pregătiți. Primul indiciu. Primul indiciu este foarfecă. Te-ai tăiat cu farfeca. Nu, a vrut să fie croitoreasă! A vrut să fie croitoreasă! Te-ai dus singură la un concert pentru că n-aveai hairstylistul cu tine. Aproape. A, ai încercat să te tunzi la un concert? Ce-ai făcut bretonul singură? Da! Nu pot să cred! Eu am vrut să-i dea singură, dar nu bretonul. Deci tu îți dai seama, mâncați ăștia, eu n-aș fi grijit într-o mie. Eram aici pe fază, cum se nu ghicești? Hai mă, cu bretonul. Foarfeca singură la concert, ce să facă? Asta, ghicit din 10 secunde. Foarfeca, ți-ai făcut bretonul singur. What? What? Nu, eu vreau să vă zic că a fost foarte greu secretul ăsta de ghicit. Mare zătrona e... Ce să zic? Poți să mai zic o secret? N-am găcit, n-am găcit! Nu, acolo unde am breton, este tuns de mine. Aș vrea... Cât costă tunsul? V-aș vrea să mă tuns acum puțin pe aici. Acum mi l-am dat pe spate, tocmai că n-am avut timp să mi-l tund. Și că n-am mai avut timp să crească și nu m-am dat pe spate. Bine, hai în platou. După secretă, hai să mergem la Alewaic în platou. Deci voi vă dați seama că Ana Morodan e atât de bună în pauze, dar în show nu e atât de... Adică nu poți să Deci vă rog foarte mult! Frumos, deci este al doilea indiciu, al doilea secret pe care l-am ghicit. Nu știu ce să mai fac, pentru că eu sufăr, mă, sufăr în scenă, că nu pot să ghicesc nimic. Măcar aici, mă, în spate. Jorge Metru funcționează! Cine e?